Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să fac o prezentare sau un review la incubatoarele puișor. Eu am două, un puișor X2 și un puișor... Asta e mai greu. Incubatoarea tip Io103TH. Le veți mai găsi și sub numele de incubator Io, parcă în străinătate. Ok. Haideți să începem cu modelul clasic. Nu este acesta, dar pot să vă arăt pe el exact ce conține. Este pur și simplu... Stați că mă enervează. Țipla asta. Ok. Modelul clasic arată cam așa. Acesta este modelul nou. Modelul vechi era cu ligheanul roșu. Modelul nou este cu ligheanul albastru. Nu are nimic altceva. Nu cred că are... nimic altceva, văd că toate componentele sunt identice în rest. Ok, modelul clasic, modelul normal cu întoarcere manuală, adică întoarcere manuală înseamnă că întoarceți voi ouăle. Dați jos frumos capacul și întoarceți ouăle care se așează pe această, nu știu cum să zic, pe acest grill. Ok, grătar, vedeți că asta nu e chiar drept, nu prea îmi place. Ok. Aici deasupra are termometru și hidrometru, nu mai știu exact cum se numește, putem să vedem la celălalt. Sus arată temperatura și jos umiditatea. Nu se poate regla, toate butoanele acestea sunt degeaba sau nu, arată Fahrenheit. Acesta transformă din Celsius în Fahrenheit și ăsta la fel și ăsta la fel. Toate trei au aceeași funcție. Cred că am zis bine. Ok. Acesta este incubatorul clasic, simplu, cu întoarcere manuală. Sunt doar două variante pe piață la noi. Sunt cele de la puișor, sau eu, cum v-am mai zis, și incubatoarele Cleo. Din câte țin minte, am citit că au un randament mai mare cele puișor, deși, sincer, nu cred. Dar oricum le-am ales din cauza că acestea sunt rotunde, celelalte au o formă hexa-octo, cred că e octogonală. Și toate colțurile acelea, având forma rotundă, circulă mai bine aerul peste tot, părerea mea. Aici au un ventilator și o rezistență, pur și simplu, care încălzește și mișcă aerul în acest incubator. Este foarte ușor, bineînțeles că are și un termostat. Ok, fante de aerisire. Acesta are câteva defecte, vedeți? Cât? Ce ghinion au că mi l-au trimis mie. Nu-l spălați la mașina de spălat. Glumesc, bineînțeles. Ok. Eu mi-am comandat incubatorul cu sistem de întoarcere a ouălor cu cheiță și celălalt este cu un sistem de întoarcere a ouălelor automat. Deci pur și simplu este identic ca cel cu cheiță, doar că aici are un motoraș care întoarce automat ouăle odată pe oră. Parcă la modelele noi, odată la 2 ore. Și pur și simplu se leagă acest cablu aici. De obicei se pornește la 2 zile după ce am pus ouăle, atunci trebuie să înceapă întoarcerea. Haideți să montez și pe cel cu cheiță, să vedeți și voi care-i treaba și să vă spun și de ce l-am ales. Ok, am montat sistemul, am adus și câteva ouă ca să vedeți și voi. Este foarte ușor de montat sistemul de întoarcere. Ouăle se plasează cu vârful în jos. Pur și simplu. Așa, câteva ouă de rață și câteva, de fapt un singur ou de găină și restul sunt de rață. Sau două de găină, nu știu exact. Oricum toate cu vârful în jos. Da, acest sistem de întoarcere a ouălor nu este bun decât pentru ouă de rață și de găină. Celelalte sunt ori prea mici, ori prea mari. Ia să vedem, aici am câteva ouă de gâscă. Haideți să vedem dacă
Putem să facem ceva ele. Scuze pentru deget. Da, aici este cheița. Haideți să le învârtim. Pare a merge și de gâscă. Ia să vedem dacă punem ouă de rață lângă cel de gâscă. Sigur nu încap două de gâscă, dar cu niște ouă mai mici. Da, nu prea. Nu prea. Poate cu ouă de gâscă doar dacă lăsăm câte un spațiu liber. Vedeți? Se întorc foarte ușor. Ce am observat în schimb că cheița, odată ce faci câteva întoarceri, iese. Vedeți? Ceea ce nu prea îmi place. Deci nu dă dovadă de calitate. Oricum, am preferat să iau incubatorul cu întoarcere automată pentru că așa, în acest mod voi să pun și oul de gâscă la loc. Pentru că nu vreau să se răcească. Da. Unde am rămas? am ales incubatorul cu întoarcere automată pentru că diferența era de vreo 10-20 de lei și sincer este mult mai ușor să întorci ouăle așa decât să ridici capacul să întorci vreo 60 de ouă. În acest sistem sunt 51 de ouă, dar fără sistemul de întoarcere am impresia că încap mai multe, vreo 60 parcă, din câte țin minte. Oricum, cu cheița este mult mai ușor, de fiecare dată când trec pe lângă ele, trebuie doar să fac chestia asta într-o singură parte și să știți că este de ajuns. La cel cu motor am avut un grad de clozare prima oară când am pus de 92%, deci foarte, foarte mare. Bine, că am luat și ouă foarte bune. Ceva nu-i bine. Cred că am focalizat taiurea. Da. Cam asta e. De asta am ales. Costă foarte puțin și poate fi dat foarte ușor jos acest sistem de întoarcere a ouălor cu cheiță și se poate folosi ca incubator normal pentru 10 lei sau 20 de lei în plus, chiar se merită și la Cleo este chiar și mai ieftin. Cred că am dat 160 de lei pe acest incubator, celălalt e vreo 300 și ceva cu motor. Deci diferența este foarte mare și cred că ca valoare, ca nu știu, ce plătiți și ce primiți, cel mai bun este acesta cu întoarcere manuală cu cheiță. Da, are două alveole, să vă arăt, de pus apă. Da, haideți să oprim și vorbesc și despre asta, având în vedere că e un review, ar trebui să vă spun cam tot, nu? Da, prieteni, am dat sistemul de întoarcere jos, acum să vă povestesc mai multe. Cu două zile înainte să iasă pui, trebuie să scoateți sistemul de întoarcere pentru că puii nu pot ieși în acel sistem și trebuie lăsate ouăle pur și simplu neîntoarse în așa fel încât puiul să-și găsească singur calea spre lumina zilei, deci nu știu cum să zic. Oricum, toți vor începe să ciocnească sus. Pentru că dacă ciocnesc jos, sunt șanse ca restul de lichid să curgă. Chiar dacă găsiți ouă care sunt ciocnite jos, să le întoarceți imediat cu ciocnitura în sus. Ok, se lasă pe acest grătar. Haideți să vedem ce este și sub grătar. Vreau să zic că sunt foarte dezamăgit de ei. Ia uitați. Grătarul care nu este drept deloc. Nu pot să înțeleg de ce nu este drept. Habar n-am. Oricum, varianta de înainte a fost absolut fără cusur. Asta la altă, da, nu prea îmi place. Ok, ca să vedem și alveolele. Alveolele ce? Sunt niște canale în care pur și simplu se pune apă. Sunt două, ăsta și ăsta. Cel din interior are o suprafață mai mică, o arie mai mică. Celălalt are mai mare. Gândiți-vă că este un cerc mult mai mare. Cu cât suprafața de contact dintre aer și apă este mai mare, cu atât umiditatea din interiorul incubatorului va fi mai mare.
Pentru pui avem nevoie de o umiditate mai mică, iar pentru rățuște și gâscuțe o umiditate mai mare. De asemenea, este nevoie de umiditate mai mare atunci când încep să spargă ouăle, deci în ultimele 2 zile, pentru că există riscul să se usuce. Deci trebuie să fie foarte, foarte umed aerul. La pui, în prima etapă fiind de la ziua 1 până la 19, parcă așa, 21 de zile, parcă, da, 21 de zile ies pui, se pune doar în alveola, cea din interior, apă, alveola A, cred că este notată prin cărticică, iar în ultimele zile aici nu se mai pune apă și se pune doar în alveola B. La rațe și la gâște se pune la început în alveola, doar în alveola B, și în ultimele 2 zile se pune 28 de zile la, să vă zic, și la rațe și 30 de zile la gâște. Dacă vreți să puneți ouă de rață și de gâscă în același timp, cele de rață să le puneți cu două zile mai târziu, ca să iasă toți în același timp. Dacă vreți să puneți pui și rațe, se poate și așa, nu e nicio problemă. Tratați-l ca pe un incubator de rațe, să puneți, adică, prima oară în alveola B apă. La sfârșit, la rațe se pune în A și B, să știți, în ultimele 2 zile. Dacă vreți să puneți mai multe, tot așa, să puneți cu 7 zile mai târziu ouăle de pui. Eu am pus toate ouăle de rață și de pui în același timp, am pus jumătate-jumătate. După ce au ieșit pui, au ieșit după o săptămână și rățuștele, se poate oricum, trebuie doar să fiți atenți, să calculați zilele și, da, nu uitați să completați din când în când cu apă. Este afișajul cu umiditatea, dar voi mereu să puneți apă, pentru că eu am rămas odată fără apă și e grav, au ieșit mult mai puțini pui, au stat câteva zile fără umiditate mare și am avut probleme cu pui. Ok, acestea sunt incubatoarele. Sper că, nu știu, că v-am informat în cazul în care vreți să vă cumpărați așa ceva. Nu e mare filozofie, este foarte ușor de folosit, dar trebuie să aveți grijă să puneți apă și să întoarceți ouăle cu cheița de cel puțin 2-3 ori pe zi. Cel cu întoarcere automată n-aveți grijă la așa ceva, dar oricum trebuie să schimbați, să completați cu apă. Prefer cel cu cheiță din cauza că scoatem mult mai rar capacul și odată ce scoatem mai rar capacul nu se mai pierde nici umiditatea și nici temperatura. Vă dați seama, ridici capacul, scad 2, 3, 4 grade până se încălzește din nou aerul din interior. Mai durează, consumi mai mult curent și ouăle sunt răcite, nu știu dacă chiar contează, dar oricum, oarecum nesemnificativ, dar să zicem că per total, gândiți-vă că trebuie să scoateți de cel puțin 2 ori pe zi capacul în fiecare zi timp de 21 de zile la pui și la 19 zile, că în ultimele două nu mai scoatem decât să scoatem puișorii. Ok, prieteni, cam asta e treaba cu incubatoarele puișor. Sper că v-a plăcut. Nu ezitați să lăsați un like, nu ezitați să dați subscribe și vă promit că voi veni și cu un tutorial amănunțit despre cum să punem ouă la incubat, unde voi monitoriza absolut toți pașii și voi împărtăși toată experiența mea cu voi. Și, na, nu știu ce să vă mai zic, vă mai aștept cu drag pe canalul meu. Ceau, prieteni, v-am lăsat!